Mult prea slabă oferta care încărează localitățile noastre. Ce Ați găsit ceva interesant? Deocamdată nu. Deocamdată nu. Eu caut pe operator dată și deocamdată nu am găsit. Mai caut. Numai acum am găsit. Ați lucrat în domeniu? Da. Și vă uitați și la salarizare sau la cât de serioasă e firma? Și la amândouă. Și cât de serioasă e firma. Și aveți firme serioase. Aveți speranța că vă veți găsi în scurt timp sau da, va dura? Sper. De cât timp sunteți pe șomaj? De 3 luni în fapt. Este greu să-ți găsești un loc de muncă în ziua de astăzi, ca și femeie? Bună ziua! Mă cheamă Sami Primo, sunt refugiat Siria. Acum vedea joc în România pentru... sunt profesoară în limba franceză. Acum aveți limba română. Deci, de ce joc căutați? În serie, profesoră e director. Acum, anii joc, nu problemă, pentru că am program Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș a organizat astăzi, 16 martie 2017, Bursa Locurilor de Muncă pentru Femei. Este o bursă cu tradiție pentru agenția noastră. S-a desfășurat la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare și este o acțiune care a urmărit practic integrarea femeilor pe piața forței de muncă, în general a femeilor care aparțin acelor categorii profesionale care prin punerea la dispoziție acestor locuri de muncă să le oferim șansa de a se încadra, de a deveni femei active pe piața forței de muncă. Sigur că pentru organizarea acestui eveniment, acțiunile angajaților Agenției Județene au presupus un efort suplimentar. Am contactat peste 185 de agenți economici, am efectuat diverse invitații, anunțuri prin mass media pentru a ajunge cât mai aproape de șomerii, de persoanele în căutarea unui loc de muncă, de femeile care sunt în evidența noastră, pentru a le comunica faptul că pot participa la acest eveniment. Sigur că au participat efectiv la bursa noastră 27 de agenți economici care ne-au și confirmat participarea și ne-au oferit 262 de joburi, dintre care 25 au fost cu studii superioare, 25 reprezentând un procent de 10% din totalul locurilor de muncă oferite. Locurile de muncă pentru studii superioare au crescut în ultima perioadă și sunt mai pregnante, mai
au crescut, având în vedere că în anii anteriori procentul din totalul locurilor de muncă a fost cam 5%. Dintre locurile de muncă cu studii superioare am putea menționa, pentru că au fost cele mai solicitate, putem spune așa, și am fost întrebate ce sunt atât de puține. Noi putem spune că, raportat la piața forței de muncă din județul Maramureș, fiind pliați mai mult pe o anumită categorie, pe meserii mai mult, pe meserii în domeniul confecțiilor, în domeniul tâmplăriei și în domeniul serviciilor de turism sau de comerț, putem spune că este o creștere a solicitărilor pentru cei cu studii superioare. Se observă că în domeniul IT este o creștere, este o creștere în domeniul serviciilor de turism, tot pentru studii superioare, de asemenea în sănătate și sigur că pentru studii medii meseriile cele mai ocupate au fost cel de operator finisor în textile, de ospătari, de tâmplari, operator curățenie și muncitori de necalificați în domeniul serviciilor de hoteluri și restaurante. Este bine de remarcat faptul că în fiecare an, în luna martie, încep ofertele să crească. Și anul acesta s-a întâmplat același lucru. Iar bursa locurilor de muncă pentru femei este una suplimentară pentru agenția noastră, având în vedere că luna viitoare, pe 7 aprilie, organizăm bursa generală a locurilor de muncă, atunci când va fi o acțiune mai amplă și la nivel național, în același timp, în toate agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Dar revenind la evenimentul din acest an, au participat la această bursă 320 de persoane. Sigur că au fost izolate, au fost și câțiva bărbați interesați de ofertele noastre. Față de anul trecut, dacă facem o comparație, au fost mai puține persoane care au participat, doar 280. Deci avem o ușoară creștere a participării, dar monitorizând activitatea noastră, am observat că nu există un interes foarte mare pentru a-și căuta un loc de muncă. Foarte puține persoane chiar au dorit să ocupe un loc de muncă. Chiar sunt multe persoane care au fost invitate, fiind șomere în plată, au fost invitate să participe, sunt obligate, practic, prin lege, să participe la aceste activități și au venit doar fiind obligate de agenția noastră ca să participe la bursă. Dar totuși cu consilierii, cu ajutorul consilierilor noștri, am încercat să îi motivăm, să le arătăm că este bine să participe la aceste interviuri. De ce spun că recrutorii de la standurile care au fost prezente astăzi la eveniment, din partea angajatorilor, au putut să ofere informații persoanelor care s-au prezentat la bursă, au putut să pună întrebări pertinente angajatorului, să afle care sunt condițiile de muncă la acea firmă, care sunt oportunitățile de promovare în carieră, dacă interesa acest lucru. Deci, iată, pentru acest motiv, trebuie să participe la aceste burse. Este o ocazie deosebită pentru a afla cât mai multe informații despre cu ce se ocupă firma. Toate întrebările puteau fi puse la recrutorilor la această bursă. Puteau obține un viitor interviu și chiar au fost persoane care chiar s-au angajat. Pot spune, 28 de femei și-au găsit un loc de muncă astăzi. Este un mic progres față de anul trecut. Au fost mai multe angajări. Și dintre aceste 28 de femei, 6 au fost cu studii superioare. Este vorba de asistent manager, economist, agenți vânzări și agenți servicii clienți. Iar pentru studii medii, s-au angajat pentru agent pază,
lucrător comercial, bucătar, ospătar, confecționer și operator curățenie, au fost care și-au găsit un loc de muncă. Sigur că aceste burse sunt monitorizate o lună de zile, deci în fiecare zi monitorizăm rezultatele și ofertele sunt încă valabil de cele prezentate la bursă cel puțin 30 de zile. Persoanele care au fost selectate pentru interviu iarăși au fost 165 de persoane care vor avea șansa să participe la un interviu pentru a se putea angaja. Acum suntem într-o situație în care vrem să evaluăm care sunt perspectivele de piața forței de muncă și din partea angajatorului, dar și din partea angajatului. Care sunt problemele pe care le întâmpină angajatorul și problemele pe care le întâmpină persoanele în căutarea unui loc de muncă, dificultățile cu care se confruntă. Pe de o parte, angajatorii, să spunem așa, invocă lipsa de motivație a salariaților, în sensul că primul lucru pe care interesează este salariul. Și asta este adevărul și nu trebuie să ne ascundem după deget. Salariul este motivul principal și pe care interesează pe angajat în momentul în care își caută un loc de muncă. Al doilea lucru care interesează, pe care îl interesează pe angajat, viitorul angajat, ar fi timpul de lucru, alte facilități. Putem spune că angajatorii deja și-au dat seama că pentru a-și atrage salariații, viitorii angajați, trebuie să vină cu un pachet salarial atractiv, care să cuprindă pe lângă salariul oferit lunar și alte facilități, cum ar fi etichetă de masă. Sunt foarte importante pentru viitorul angajat etichetele de masă. Sunt importante suportarea cheltuielilor cu transportul dacă este nevoie de navetă. De asemenea, timpul de lucru, dacă se lucrează în schimburi. Femeile, în general, sunt reticente la schimburi, în trei schimburi sau pentru a lucra noaptea, având în vedere că au o responsabilitate și un cămin și copii. Tocmai de aceea este bine ca angajatorii să se gândească, s-au gândit să vină la această ediție a bursei cu pachete salariale și facilități pentru femei. De asemenea, putem spune că un sprijin real pentru angajați sunt și primele de activare și primele de mobilitate oferite prin noile modificări legislative, astfel că prima de activare este un serviciu nou introdus în legea 76 din 2002, legea șomajului, prin care se acordă o primă, practic, așa cum îi și spune, de 500 de lei la angajare, dacă persoana care nu beneficiază de indemnizația de șomaj este suficient doar să fie înregistrată în evidențele agenției și să încheie un contract de muncă de cel puțin 3 luni de zile. Poate solicita acea primă. De asemenea, primele de mobilitate, dacă locul de muncă unde se va desfășura activitatea față de domiciliu este mai mare de 15 km, depășește 15 km sau chiar 50 de km și schimbă domiciliu, pot beneficia de sume frumoase. Pentru dacă este peste 15 km, va beneficia de o sumă de 0,55 lei pe kilometru, dar nu mai mult de 55 de lei pe zi. Iar dacă distanța între domiciliu și locul de muncă unde își va desfășura activitatea este peste 50 de kilometri și stabilește domiciliul în acea localitate, va beneficia de o sumă de 12.500 de lei sau de 15.000 în situația în care se mută cu întreaga familie. Sigur că acestea sunt condiționate. Trebuie neapărat ca acele localități să facă parte din Planul Național de Mobilitate, prevăzute prin hotărâre de guvern. Pentru Maramureș sunt doar 6 localități prevăzute.
Sigur că noi suntem aici pentru a-i consilia, indiferent dacă persoana este peste 15 km sau nu beneficiază de indemnizația de șomaj, este în evidența noastră, totuși poate să se, putem să-i consiliem, să vedem în ce categorie de, facilitate s-ar putea încadra. Deci, iată că legiuitorul și statul a venit cu stimulente financiare pentru a-i activa pe piața forței de muncă. Asta este scopul, dintr-o persoană neocupată să devină persoană ocupată, și aceste măsuri sunt suplimentate cu subvențiile acordate pentru angajatori. Angajatorii beneficiază și ei de sume consistente pentru angajarea acestor persoane, care să suplimenteze costurile pe care le acordă către stat, contribuțiile către stat. Putem spune că suntem mulțumiți de rezultatele acestei burse. Ne-am fi așteptat la un interes mult mai mare, pentru că de data aceasta tehnologia ne-a ajutat mai mult, a fost foarte mediatizată această activitate. Evenimentul a fost postat și pe pagina noastră de Facebook, a fost distribuit, cunoscut și ne-am fi așteptat la o mult mai mare participare. Totuși suntem mulțumiți pentru că am evoluat față de anul trecut, interesul puțin a crescut și sperăm ca la următoarea bursă, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, unde vom participa mulți mai mulți angajatori, vor fi peste 50 de angajatori, mult mai multe locuri de muncă, sperăm la peste 600-700 de locuri de muncă să putem oferi și la o participare mai mare, sigur.